Și m-am gândit la Trei Parale pentru că am decis să ne hotărâm de, am hotărât să ne ocupăm de muzici de care ceilalți nu se ocupau, de muzici care păreau să fie abandonate, de muzici care păreau să fie părăsite, de muzici care nu mai trezeau interesul, deci care ajunseseră să fie considerate de Trei Parale. În ceea ce mă privește, am descoperit muzica într-o bibliotecă. Pur și simplu, când eram în liceu, am fost să cumpăr cărțile pe care să cumpăr, când eram în liceu, am fost să citesc cărțile care ne erau cerute, eram obligat să o facem cumva, dar acolo, în acea bibliotecă, erau și discuri LP vechi și din curiozitate am luat și am început să ascult diverse lucruri, și jazz, și muzici clasice, dar cel mai atașat am fost de înregistrările vechi cu muzici tradiționale. Erau unele dintre puținele discuri care fuseseră publicate cu materiale de arhivă, înregistrări vechi din anii 30, ale lui Constantin Brăiloi sau altor etnomuzicologi din anii 50. Aerul foarte exotic, cumva, al acelor muzici, pe care cumva eram familiar cu ele, dar pe care totuși erau foarte proaspete și noi pentru mine. Born in 1978, Florin Iordan is a Romanian ethnomusicologist, researcher, sociologist and musician. Florin conducts research at the Romanian Peasant Museum in Bucharest and, with his wife Beatrice, founded the band Trei Parale. The group is trying to revive the urban traditional music played in cities throughout Romania during the Ottoman Empire. La început, repertoriul nostru nu era foarte clar orientat. Cântam lucruri diverse care ne făceau plăcere, lucruri pe care ne pricepeam să le cântăm, dar ceva mai târziu am început să ne punem problema să facem un fel de program ceva mai bine orientat. Întâmplarea a făcut cumva ca în repertoriul nostru să se găsească tot felul de câteva cântece care nu făceau parte din zestra culturală a satului, erau mai degrabă legate de lumea orașului. Și încetul cu încet am început să ne punem, să ne dorim, să ne propunem să cântăm această muzică a orașelor de altă dată. După ce am început să facem acest lucru, am început să căutăm materiale de arhivă, lucruri, transcripții de epocă, materiale care să ne ajute să conturăm acest univers muzical destul de interesant și destul de diferit al orașelor, al târgurilor, curților boierești de altă dată. Așa am ajuns să lucrăm pe diverse transcripții de epocă, diverse manuscrise și să readucem la viață o muzică pe care, într-adevăr, n-am auzit-o niciodată, nu știm exact cum ar fi sunat ea, dar folosind cât mai multe resurse și iconografice și descrieri ale diverselor călători care au trecut prin țările române, să alcătuim un fel de puzzle și să încercăm să reconstruim această muzică. Romania's 19th century court musicians first introduced what is referred to as manele music. For the next 30 years, weddings throughout the Balkans were celebrated to the sounds of classical manele. But over time, anti-Romani prejudice marginalized classical manele, and it is no longer heard on the radio or found in record stores. Today, remix culture has given rise to modern manele, a sort of musical shortcut that mixes classical styles with electronic instruments and beats.
the mission of Trei Parale is to keep alive Romania's urban classical menele music before it is completely lost or forgotten. Orice proiect revivalist, ca orice proiect care încearcă să readucă la viață o muzică veche, dar mai ales o muzică a cărei mărturii sonore nu există, șansele de a te înșela, șansele de a greși sunt suficient de importante și trebuie să le iei în considerare. Oricât de atent ai fi și oricât de multe eforturi ai face, niciodată nu vei putea să fii sigur că acea muzică chiar sună ca atunci, niciodată nu vei putea să vii și să pui o ștampilă și să spui secolul 18 sau secolul 19. Research and human contact. Together they give life to the urban traditional menele music of Romania, a music that is all but lost in the modern world, but lives on in Trei Parale. Daniel Mircea Boc, Mihai Balabaș și George Ștefan Cudu. Trei Parale. Cam în aceeași perioadă în care am început să cânt cu Trei Parale, m-am și angajat la Muzeul Țăranului Român și am fost primit într-un mic birou de etnomuzicologie, unde am făcut cercetări de teren, am publicat o serie de compact discuri, am participat la o serie de conferințe. Cele mai multe dintre registrările noastre sunt muzici de formație, de taraf, de fanfare, deci muzici ale lăutarilor. Este una dintre cumva... Este cumva specificul acestei serii de înregistrări și cumva specificul biroului nostru de etnomuzicologie. Și chiar dacă mai suntem interesați și de alte lucruri, aici cumva este punctul nostru de maximă importanță. Public împreună cu colegii mei, Speranța Rădulescu și Costin Moisil, o serie de compact discuri, am publicat până acum 27 și urmează să le publicăm pe al 28-lea, Speranța și pe al 29-lea. Încercăm să găsim muzicieni care încă păstrează stilul vechi, muzicieni care sunt adânc rădăcinați în muzicile tradiționale de altă dată. Lucrul ăsta devine tot mai dificil, devine tot mai greu, pentru că presiunile acestea ale modernității se resimt. Generațiile mai tinere nu mai învață
așa cum au cântat bătrânii lor, nu mai învață repertoriile vechi, se adaptează cumva la cerințele, la lumea de astăzi, o lume mult mai amestecată, având mult mai puține amprente locale. Florence is not the first generation to have witnessed the decay of centuries-old music traditions. Hungarian composer and researcher Béla Bartók recounted a grief-stricken tale to Romanian music theorist Constantin Breliu, in which Bartók met an old woman during one of his travels to villages throughout the Balkans and southern Turkey at the turn of the last century. Béla Bartók povestește cum într-o zi era pe un deal undeva după un sat. Și a întâlnit o bătrână, a rugat-o să-i cânte, dar bătrâna s-a plâns că nu poate, n-are timp, noi la țară nu stăm să cântăm și nu arde de lucru de la acesta. Dar imediat ce a trecut dealul și a dispărut din vederea, din raza lui vizuală, valea s-a umplut de cântecul ei cu o voce puternică. Și spunând toate lucrurile acestea, Breliu a văzut pe fața lui, în ochii lui Béla Bartók, lacrimi. Și se întreabă de ce... Ce l-a făcut pe el să plângă? De ce a plâns? Să fi fost cântecele auzise, poate sute. Să fi fost un frumos apus de soare, de asemenea văzuse. Și dă Brăilui răspunsul, cred că de fapt era vorba de a... spune Brăilui, e vorba de a fi în legătură cu o umanitate pe care deja umbra începe să o acopere. Și pentru mine, cumva, cea mai bună parte în această experiență este că reușesc sau am momente în care simt că sunt aproape de această umanitate pe care cumva acum se sfârșește, care acum în zilele noastre dispare.